Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta! Urmăriți emisiunea care va aduce informații la zi despre fenomene meteo-ecologie, evenimente din țară și din lume. Astăzi, cel mai cald a fost în Senegal, plus 44,4 grade și cel mai rece în Antarctica, minus 64,4 grade. Cu detalii despre vreme și vremuri, revin puțin mai târziu. În ediția de astăzi aflăm detalii despre speciile de pești exotici care ajung în apele daneze. Avem informații despre îngrijirea trandafirilor în cadrul rubricii horticole și, desigur, nu au cum să lipsească datele despre vreme. În urma creșterii temperaturilor din oceane, peștii care trăiesc în ape mai calde migrează spre nord până în apele daneze. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Universitatea Tehnică din Danemarca. Astfel, pescarii găsesc hamsi și sardine și în Marea Baltică, deși aceste specii nu sunt originare de aici. Ele se mai numesc și specii clasice de apă caldă. Cel mai mare parc de flori din lume este din nou deschis publicului în Olanda. Reprezentanții parcului Keukenhof din Olanda de Sud așteaptă în acest an un număr record de vizitatori, mai ales că este primul an fără măsuri COVID. Și anul trecut a fost peste așteptări, 1,1 milioane de vizitatori, iar în ultimul an, înainte de COVID, au fost 1,5 milioane de vizitatori. Ne întoarcem la vreme, cu atât mai mult că este weekend și vrem să știm ce planuri să ne facem. Așadar, în această noapte sunt anunțate averse în Banat, în Crișana și în Maramureș, precum și în zonele montane aferente, unde cu totul izolat se pot strânge cantități mai importante de apă. Ploi slabe și trecătoare vor apărea și în Transilvania, în nordul Moldovei, în Oltenia și în nord-vestul Munteniei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 grad și 10 grade Celsius. Mâine, vremea se anunță mohorâtă, va ploua în sud-vest, în vest, în nord și în centru. În restul țării, nebulozitatea atmosferică se va accentua începând din a doua parte a zilei, când vor fi perioade cu averse, posibil descărcări electrice și izolat grindină. Vântul se va intensifica în regiunile sudice, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 19 grade. În București, în următoarele ore, cerul va deveni variabil, însă spre dimineață norii se vor înmulți din nou. Vom avea 7 grade în centrul capitalei și 5 grade în zona preorășănească. Mâine vremea va fi ușor instabilă, începând din a doua parte a zilei, norii se vor înmulți și vor lăsa averse, posibil însoțite de tunete și fulgere. Vântul va sufla în general moderat. În aer vor fi 17 grade. Presiunea atmosferică are o valoare foarte mică de 751 mm coloană de mercur. Poi mâine e și mai cald, 20 de grade, dar din nou vor fi scurte reprize de ploaie după amiaza. La munte, mâine, va ploua pe arii relativ extinse, pe creste vor fi posibile lapovițe și ninsori și tot în zona montană înaltă vântul va sufla mai tare. Cea mai mică valoare va fi în Ceahlău, 4 grade, iar cea mai mare, iată, 10 grade, în Predeal și în Poiana, Brașov. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce în continuare o atmosferă mohorâtă, va ploua în jumătatea de nord a țării și pe alocuri în regiunile sudice. Însă în sud, ploile vor fi sub formă de averse și vor fi însoțite de tunete și fulgere. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în regiunile sudice și în cele de răsărit. Temperaturi mari, adică temperaturi mai ridicate decât în mod normal la această dată, se vor înregistra în regiunile sudice și în cele sud-estice. Asta înseamnă că maximele vor tinde spre 20 de grade Celsius. Când vorbim despre trandafiri, gândul ne duce la dragoste și pasiune. Aceste flori cuceresc inimile tuturor pentru că sunt frumoase, parfumate și foarte diverse, cu o amplă semnificație simbolică. Astăzi aflăm de la dr. Anca Butcaru, de la Centrul de Cercetări Horticole din cadrul Facultății de Horticultură București, cum se îngrijesc trandafirii și cum se taie corect pentru a ne bucura cât mai mult timp de ei. La tipul acesta de trandafir, când el pleacă cu mai multe flori, după ce pleacă, după ce trec florile, eu tai la baza lui. El fiind remontant, automat de aici va pleca un alt lăstar și până în toamnă el mai poate înflori odată. Are vigoare, are tot ce trebuie. După cum vedeți, arată foarte bine. Ce am făcut pentru asta? Am tăiat cu încredere. Adică, regula zice așa, să te apuci să sapi un pic la rădăcină și să vezi de unde pleacă, da? Și de acolo să-l tai. Un lăstar, cine a fost tăiat corespunzător?
Da? Vedeți că mi-a plecat cel nou un pic de mai jos. Eu așa trebuia să tai în momentul când a trecut prima floare. M-am dus la o treime din înălțimea lăstarului și am tăiat. Uitați, aici avem o porțiune de lăstar uscat. Evit să fac așa ceva, da? Mă duc la baza deasupra unei frunze întregi cu 5 foliole și tai la 1 centimetru înălțime, da? Odată. Ce mai văd aici? Sălbatic, îi spunem în popular, sau drajon din port altoi. Trandafirii nobili sunt altoiți, da? Pot să mulțesc trandafiri luând un butaș, da? O parte din lăstar lignificat și să o pun în sol sau într-un banc de rădăcinare, sau să altoiesc. În momentul când altoiesc pe diferiți port altoi, apare acest fenomen de drajonare al port altoi și o trebuie să elimin sălbaticul. Nu-l las pentru că îmi slăbește planta inițială. Ce mai vedeți aici? Plantele sunt sănătoase, da? Chiar dacă au poate câteva pete de la o ploaie acidă, ele în general sunt sănătoase. Înseamnă că programul de protecție a funcționat, asta înseamnă stropiri regulate și fertilizare. Am efectuat tăieri, în sensul în care n-am lăsat florile trecute să rămână pe plantă, mai ales nefiind un soi pentru dulceață, să folosesc măceașa cu fructul după aceea. Da? Și atunci am tăiat, după cum vă spuneam mai înainte, cu încredere, am coborât planta puțin pentru a avea după aceea lăstari viguroși și flori, după cum vedeți, destul de bine așezate pe plantă. Fiind un trandafir tufă, de multe ori se practică mușuroirea. Foarte mulți știu să-l mușuroiască. Cel mai bine ar fi cu pământ, efectiv, să iau din substratul de la bază și să acopăr cel puțin o treime din înălțimea lui. În zona de sud a României, putem să evităm această mușuroire, dar noi aici în campus nu o practicăm, neavând incidente din acest punct de vedere. În ultimii 10-15 ani n-am practicat. În continuare, meteorologul Mihai Hușciu ne spune cum va fi vremea săptămâna viitoare. Vremea se va menține mai rece față de normal, abateri semnificative față de norme săptămâna viitoare, când vom avea un nou episod în care vremea va deveni deosebit de rece. Luni încă mai avem temperaturi de 14-15 grade prin partea sudică, sud-estică, dar vom vedea cum și în această situație vom avea parte de o extindere a precipitațiilor dinspre peninsula balcanică spre sudul României, începând cu după amiaza zilei de luni, precipitații care cuprind sudul, centrul, estul țării, iar pe fondul unei pătrunderi de aer mai rece dinspre Europa Nordică, în special pe Moldova, vom vedea că ploile se transformă în lapoviță și în soare, la munte, dar și în Moldova, Transilvania. Ne așteptăm chiar să depună strat de zăpadă în aceste zone ale țării. Pe partea sudică, mai ales ploi, dar trecător poate să apară și lapovița, marți dimineață, marți în prima parte a zilei. De asemenea, cantitățile de apă vor fi mai însemnate, în general 20-25 de litri pe metru pătrat aici în partea sudică, sud-estică a țării. Avem parte și de intensificarea vântului susținute, începând cu seara zilei de luni, pe partea sudică, sud-estică, dar viteze mai importante așteptăm în Bărăgan, în Dobrogea și în sudul Moldovei. Izolat se pot atinge rafale de 70 de km pe oră. De marți, precipitațiile încep să se restrângă carii, dar oricum și în a doua jumătate a săptămânii vremea va fi în general mai închisă. Marți și miercuri, când temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 0 și 8 grade, minime iarăși negative în jumătatea de nord a țării, posibil iarăși minus spre minus 10 grade în estul Transilvaniei. După aceea încălzirea va fi treptată, dar cu această încălzire nu ajungem nici măcar la normele perioadei, respectiv pentru finalul săptămânii viitoare, pentru weekend, pentru Paștele Catolic, respectiv pentru florii, temperaturi în general între 9 și 15 grade. Regele Charles și președintele german Frank-Walter Steinmeier au plantat împreună un copac în memoria regretatei regine Elisabeta a II-a. Regele Carol al III-lea și soția sa, Camila, au sosit miercuri în Germania pentru o vizită de 3 zile. Este prima călătorie a lui Charles în rolul său de rege. Copacul a fost plantat în grădinile Palatului Bellevue. Vreme caldă a fost astăzi în Spania, în Murcia s-au înregistrat 33 de grade. Să vedem cum va fi vremea mâine în Europa. Iată că în jumătatea de sud a peninsulei iberice, atmosfera se anunță însorită și caldă. Se vor înregistra 20 de grade în Lisabona, dar și în Madrid. În țările vestice și în cele nord-vestice, norii vor fi destul de numeroși și va ploua, iar în vestul continentului, vântul va sufla destul de tare.
Ploi vor fi pe parcursul zilei de mâine și în țările sudice și în cele sud-estice. Iese soarele, în schimb, în Roma și în Atena. 22 de grade vor fi în Atena la amiază. În țările centrale și în cele de răsărit, cerul va fi mai mult noros, vor fi precipitații sub formă de ploaie, însă în zonele montane precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. În țările nordice, vreme frumoasă, cu soare, cu 3 grade în Helsinki și în Stockholm și cu 6 grade în Oslo. 6 capre pigmee de mărimea unei halbe se alătură fermei Hula Bazu de la grădina zoologică Whipsnade din Marea Britanie. Puii de capre pigmee au primit nume după personajele celebre Disney și au fost admirate la instalarea lor în incinta grădinii. Cel mai mic cântărește doar 6 kg și măsoară 54 de cm de la nas la coadă. Elsa, Nala, Tiana, Jasmine, Baloo și Sebastian s-au mutat la cea mai mare grădină zoologică din Marea Britanie pentru a-și asuma rolul important de ambasadori ai vieții sălbatice, cu speranța de a inspira și tânăra generație de vizitatori în a deveni ocrotitori și a proteja viața sălbatică a lumii. Cu aceste imagini am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem mâine seară de la 7:05, iar acum vă las să admirați imaginea zilei. Vă doresc o seară frumoasă, indiferent de vreme. Pe mâine!